Ce să face Saxana Val și m-a zis să fac episodul ăsta, să pun play-ul cu ăla Bowling King, cum ziceam că o să fie episodul ăsta pregătit. Și da, acest joc s-a updatat, acest joc PUBG Mobile. S-a adăugat o nouă mapă. O nouă mapă și se numește SunCoast și tu o să o descarci și o să jucăm pe această hartă de data asta. E o hartă din China sau ceva și vezi și loading-ul e nou. Mai nou trebuie să descarci hărțile, dar nu durează mult. Și practic acest Milo Bolant joculeț și-a datat și ne vom juca astăzi, practic. Și da, s-a făcut, nu a durat mult update-ul, când am făcut tot temele s-a updatat și când am învățat. Și văd că avem niște mere. Putem să aruncăm cu mere. Și mi-a picat și mie pantalonul pe contul ăsta AlexRowGamer. Pentru că n-am. Îmi place contul ăsta. Adică se numește AlexRowGamer20. Am mai multe conturi, dar n-am. Și o să vă pe mai ce se face acest update. Na. Uitați harta. Cam așa arată. S-a mai dat, m-a adăugat și geam. Adică dacă trageți cineva pe geam, să distrugeți sticla, dacă sari, poți sari ca pe PUBG de pe PC, pe sticlă, să spargă, cred și na. Îmi place că se updatează, nu chiar des, dar se updatează, ca să devină un joc popular. Parcă văd o schimbare la grafică, nu știu, văd chiceață pe harta asta. Bot camp aici cred că e o bază, cred că asta e o bază din Vietnam, nu sigur, locul ăsta, pai n-am, da. Hai să vedem unde o să sar aici. Am înțeles că harta asta sunt chestii ciobănești mai mult. Prima dată s-a băgat pe PUBG Mobile China și după aia s-a băgat pe PUBG-ul de pe Google Play, adică PUBG-ul în limba engleză. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share dacă mai aveți episoade de PUBG Mobile și tot felul de episoade pe acest canal, foarte șmecher. Sper să fie șmecher pentru dumneavoastră și da, încercăm să câștigăm și noi acești nilobola meci, practic. Și vreau să-mi spuneți în comentarii de câte ori am spus practic în acest episod, să puneți și practicul de acum și practicul de acum și practicul din trecut și... Da, ați înțeles voi. Și hai să vedem. Vedeți, pe aici sunt case ciobănești mai degrabă, nu știu. What? Ce casă e asta cu usă diferită? Dacă mă prind cineva să mor. S-a adăugat și o nouă armă pe acest update. Da, și o să postăm mai multe joculețe pe canal. Am găsit o cască de level 2, să iau și asta, stun grenade-ul. Mamă, dar mai nou avionul e acolo sau cum? Îmi place noua hartă, că nu știu, parcă se vede mai colorat sau... E altă grafică pe hartă. Am înțeles că pe update-ul ăsta o să fie și boci mai inteligenți care o să intri pe... O să intri în clădiri, nu știu ce. Și asta e noua armă, arma asta, și am înțeles că e foarte OP, că tragi... Nu se mai oprește, numai că recoilul mai mare, dar este bună arma, am înțeles. Vedeți arma? Da. Dap și să vedem. Am înțeles că armă destul de bună de la Dodo, care face numai PUBG Mobile pe PC și eu mă uit la el. Nu vreau să încarc arma. O să fac chestia asta că să spawn la boci în spatele meu dacă fac asta și vreau să fac și eu câteva kill-uri. S-ar putea să dăm și de player real de data asta, pentru că, na, cu PUBG China nu prea reușeai să intri pe un meci pe harta asta, că, na, dacă ai mai ales, dacă ai level mic, te dădea, mă, numai bot și, na. Mereu o să câștigi, când îți faci un cont de PUBG Mobile, o să câștigi mereu primul meci și o să ai 1000 de achievement-uri, dar, din păcate, primul meci după PUBG-ul ăsta o să fie doar cu boci. Și după aia nu o să mai câștigi niciun meci, că... Am mai multe conturi și știu chestia asta, că îmi dădeam numai cu play și mereu pierdeam. O să vreau să testăm noua armă împreună, chiar dacă eu știu cum funcționează, poate voi nu v-ați uitat la alți youtuberi care au făcut
videoclipul cu PUBG Mobile, deci poate voi nu știți despre armă, dar cei care joacă PUBG Mobile cred că știu despre armă. Sau și PUBG normal, nu știu dacă s-a făcut update și la ăla. Dar la ăla lasă multe mape, pe jocul ăsta nu prea sunt rei mape și tu o să le descarci și am descărcat-o pe asta nouă. Aia cu deși m-am plictisit de ea, deci nu o să o descarc. Deja a apărut un bot. Cata și după fereastră. Aș vrea să dau o casă cu fereastră, pentru că, na, ăsta cred că trăgea. A, sau asta, mai bine spus. Da, vedeți și voi cât de OP e arma asta, că trage în continuu. N-am dat sonor. O să iau o mască asta. Pentru că s-a dat smecher, practic. Ia să vedem. Are un AK. Aș lua AK-ul ăsta în locul la arma aia. Nu știu dacă o să câștig primul meu meci pe harta asta, dar asta vreau eu. Ok, vine zona, dar am mai jucat de mult PUBG Mobile. Aia, s-o țin arma ceva. Și vreau să câștig meci pentru că n-am câștigat niciodată un meci pe harta asta, pentru că abia acum am dat și eu jocul pentru că mi-a fost lene să-l updatez. Și chiar că numai pe harta asta o să spun joc, m-am stătuat de celelalte mape, că le cunosc și asta tot, și eu harta asta tot o cunosc. Ok, Vector, ce e? Vector. Am găsit un energy drink. O să-l beau acum. Hopa, aici o cutie. O sper că cel care l-a omorât eu. Bun. Și da, am câștigat și geaca asta, cred că v-am spus în celălalt episod, dar nu l-am publicat. Dar am câștigat și pantaloni ăștia, în sfârșit am și eu pantaloni. Stăteam mereu în kilo și nu... Și na. CSF, n-ai CSF, hai să mergem la casele astea. Dar sunt ciudate casele astea, doar de ce au două tipuri de uși. Usa asta și cealaltă care e mai stupid. Arată diferit, nu știu care e fazuleanca. Dar, na, ia să vedem. Avem acolo pentru mea. Nu știu care e faza cu păpușile astea sau manechinele astea în fiecare casă. Sperăm să fie bine. Suntem în zonă. Ia să vedem, 69 în viață. Câștigăm noi meciul ăsta la pastele cailor. Da, totuși am baterie. Eu am jucat jocul ăsta de când a apărut o reclamă cu jocul ăsta și l-am luat. Și l-am jucat, nu am fost primul om care l-a jucat PUBG China, dar... N-am jucat PUBG China, dar am jucat... PUBG... Mobile după prima versiune de engleză, da. Și acum s-au făcut update-uri foarte bune. Nu știu ce n-a luat doi scopuri au pe arma asta. Scopul ăsta pe spuc e mai bun decât ăla. Decât acesta. Deci o să-l arunc. Bun. Tu știi și tu totuși cât de bune sunt armele și astea. Și practic câteva chestii. Da. Și înainte să... Da. Am uitat ce voiam să spun. Și o să jucăm și jocul de pe PC. Dacă vezi Call of Duty. Dar nu multiplayer, World of Modern Warfare 2. Că am decis să fac o serie, dar nu o să fac cu campania, că toată lumea că costie. Sper că n-am dat în cască. Are damage, nu știu ce. Avea și AK. Sau el, nu știu. Depinde, poate are caracter de fată că îi place caracterul într-un joc. Dar poți să ai și caracter de să fii băiat în realitate și nu. Sau invers, fete joace cu caracter de băiat. De preferințe, practic. Ok. Cum a scos ăștia, cum s-au omorât ăștia, că înainte erau 69 și acum sunt 53. Pot să cred. Sper că am omorât pe ăsta care e aici a mort. Nu l-am omorât. Opa, am văzut mișcare. Boss. Nu prea găsesc mașini, nu prea găsești mașini pe harta asta. Și pare că m-am plimbat pe un cerc, pentru că am mai fost aici. Pancake. Opa. Nope.
Nu-i nimica. Și da, hai să vedem care este faza. Pe aici și văd că suntem în zona roșie și se bombardează, deci nu-i foarte bine. Deci atunci o să fugim. Practic! Practic! Practic, practic. Acum filmez cu calitatea 1080p, dar YouTube-ul mănâncă din calitatea originală a clipului și pune calitatea 720p. Cred că știți și voi chestia asta. Da, v-am spus, dacă vă mă întrebați de ce am calitate de căcat, cum spun unii. Păi calitatea înseamnă și cât de calitativ ești ce filmezi și mai multe, nu neapărat calitatea clipului, dacă e HD sau mai știu ce. Practic! Și vă rog să spuneți de câte ori am zis practic și se pune orice, orice, dacă am spus vreodată practic, să pune. Ăsta sunt boci, de ce dacă ar fugi? Dacă trage cineva în les sau m-a văzut, nu știu, știu dacă m-a văzut. Practic! Practic! Painkillex. Se bombardează! La muzică am făcut cu sacul legat în spate. Aibă. Și se vede. Cum a spune titlul episodului, a spune Call of Battlefield, PUBG Mobile, noul update. Arma nouă plus altă nouă, da, asta o să pun. Eu mă gândesc foarte mult la titlul, la titlul vreau să se potrivească cu episodul, încerc să nu fac multe clickbait-uri, dacă fac un singur clickbait, mă zvați în comentarii, iar X-Leader face 1000 de clickbait-uri și nu mai înzură nimeni, deci cât să fă. Nu știu care e faza că apare avionul aici. Ce ziceam și uite mașină, am crezut că nu sunt mașini pe harta asta. Pentru că e o hartă cam simplistă. Și Vietnam nu prea sunt mașini, dar... presupun că este practic ok. Mai trebuie să trăiesc unul la live. Și nu o să spun întâi dacă câștig sau nu, că vreau să vedeți voi tot episodul. Opa! O să dați voi la final sau ceva? Da, na. Episodul de PUBG Mobile meu o să fie lung, pentru că un joc Battle Royale și destul de lung. Și nu este Battlefield sau mai știu ce mod de joc, Call of Duty, să ai la dispoziție 7 minute să faci tot. 7 minute un match. Aici foarte, chiar o jumătate de oră sau o oră. Și trebuie să merg să fii concentrat și focusat în jocul ăsta. Înainte nu plăcea modul ăsta de Battle Royale și acum îmi place cât de cât, cred. Am mai fost aici, dar suntem în zona și de am venit iar aici. Nu știu cât de cât îmi place modul ăsta de Battle Royale. Cred că îl joc. 29 în live. Și pe canalul ăsta am făcut ceva PUBG, totuși nu știu sigur cât de mult am făcut, dar... opa, s-o luptăște. Ne-am unul pe ambii. Ghinion preferie, poate. Pentru ei, bineînțeles. Cum au să mă urătă ăștia, mă, frate? Două sapte în viață și erau... opa, opa, opa. Mor, mă, frate meu. Botul meu. Unde-s boci, bă, bocilor, bă, boci. Bă, bot, bă, botul, mă, asasin. Da, da, să așa că luăm un ninja din casă, mergem mai repede și să ne facem viața, hopa. Acum eu îi văd pe boci și înainte, dacă trăgea cineva în mine, atunci atrăgeam și unii. Nu pot să-mi dau, văd o diferență dacă boci sunt mai avansați, dar văd că dau damage mai mult. Nu cred că erau playeri. Playerul tău nu moră. Joc cu boci. Dar trebuie să fie în mod de practic. Cu boci și să... încep în câștigul. Așa și trebuie. Dacă te-ai băiat curios, mănâncă niște nuci. Că tu curioși.
Dar vă zic doar și mănânc. Dar în chipsuri, am născut chipsuri, eu mănânc. Dar... Așteaptă toate, dar e sau niște zile, adică zicuri, la puțin. 12 live. Aici nu era zona, pare. Ia. Deci în viață. În ce ajută la creieră. Da. Pare că m-a crescut gamenciu. Că fără mea trebuie că văd pe cineva mai frică și aici văd pe cineva, abia aștept să văd pe cineva. Pare că doar m-a că fără mea trebuie să o soară mai rapid. Dar am crescut unul. În fel de PUBG care e ca Fortnite cu modul. Așa vă și foaia. Păi, ce ai în bot acolo? Și acum am luat pentru curaj și mănânc nuci. Vă mai spun o dată. Tu mai ajungi o dată dacă e ceva. Da. Vreau să vă fac poftă. Sponsorizez firma din nuci. Care e tot foarte bună. Dați pe nuci. Acum nu mai vreau să continuăm. Flecă-ni. Joc. Am găsit groace. Pam. Cineva. Stai așa săracu să nu vină cine. Avea și nu armă. Backpack de level 2 sau... Ai, de 3, mamă. Mi-i stoc. Că aveam de level 3, de level 2. Mă scuzați. Mai greșesc și eu. Mai încurc borcanele. Așa. Mergem pe în apă. Prin... deșert prin Vietnam, practic! Nu. Ișată. O să mănânc. Cățară. 7 în viață. Se pare 12 mai și mică. Ups, am ieșit din joc, ia. Ia așa. Tot pe aici continuăm, frate, dacă zona asta se mișcă mereu. N-ai de unde să știi unde să fie safe zone. S-ar putea să... Unde să mai scund, mă, 5 playeri? Fără mine, 4 playeri. Vreau să dau și o dreva mai mare să vă arăt, să vă demonstrez că pot să mă și playeri numai boci. La început de a debuți la level mare. Ca să vedem. Să vedem. Vă pun pe pare că 5 pe ăștia să boți. Cine știe. Poate să fii cei mai inteligenți. Hopa. V-am spus că apar boți dacă te uiți în spate. Și primul ăla nu m-ar vedea. Bă, stai nob, nu mă vede. A, dacă am azi și o să trag acum. O mare botul, bă. Și botule. Ce faci, mă, botule? Te trage mini? Nu mua, mai suntem 3. Nu ne mai pasă de gulanci, dar mai luptăm totuși. Ce rost mai are totuși? A, unde ești? Îmi place să fiu...
V-am spus eu că ăștia zboci, că... Deci, nu vezi cum trebuie să tragi, frate. Și mai am un singur bot și am câștigat meciul. Am pus eu pariu că o să câștigăm. Și a trebuit să fie pe undeva și pe ăla, ultimul rămas. Sper să nu fie player. Da. Iar acum căutăm celălalt player. Bun, și pe azi vedem ce, care-i făzuleanca. Și celălalt s-a deconectat, s-a murit. S-a sinucis probabil. S-a persecutut în match end. O, winner, winner, chicken dinner. Ce am câștigat. Yeah, boys. Hai să fac și o poză. Un screenshot. Și da, boss, am câștigat pe primul loc. Pe primul meci câștigat pe harta asta nou. Ce pot zic, un meci decent pentru prima oară când joc pe harta asta. Eu fizic, de uitat, am văzut, știu harta. Mystery drop, operit, open. Ia, 120 câștiguri asta, n-am bani, dar... Cred că n-aș vrea să dau purchase la chestia aia. La sistem avem chestiile astea, că au expirat alea. Hainele. Aș vrea să fii permanent când mă plictisesc de haine. Bun, 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 na bun. Și că da, cam asta a fost acest episod. Ne-aș data viitoare. Am fost Arsenovac și ne-aș data viitoare, pa.